Superliga vă este oferită de Superbet. Imagini de la Ploiești, de pe stadionul Ilie Oană, acolo unde Chindia continuă să joace meciurile de acasă. Întâlnește astăzi pe UTA. Era o echipă care nu bătea pe nimeni și dintr-o dată a bătut pe toată lumea. Peste noapte. Pur și simplu peste noapte, pentru că n-a fost atunci pauză între campionate sau între tur și retur sau iarnă cu primăvară și așa mai departe. A început acest meci. Sunt reprimis fără probleme aici, dacă și permite. Să-l vedem aici pe Postolachi. Șutează cu piciorul stâng. Nu-i ce trebuie acolo, din acest punct de vedere, pentru fotbalistul moldovean. Ești cător de picior drept, dar cu 5 goluri marcate. Cooper. Minge pe care scoate aici la Daniel Popa. Șutul lui Daniel Popa blocat. Mai degrabă un șut în adversar. Neguț e pe lângă. Interesant. Chiar interesant. N-a stat pe gânduri, a șutat la poartă imediat cum mi-a venit mingea și a venit bine pentru șut. De aici vom vedea poate cât a fost de aproape sau de departe, e departe. UTA în sezonul precedent ca număr de meciuri și vreo 3 goluri marcate. Aici este o greșeală. Postolachi, poarta este goală, scoate aici, dar nu ies pașii. Milošević, Postolachi, cred că a și sărit mingea puțin rău, ceea ce ar trebui să ne așteptăm. Nu știu dacă întârzie, dacă neapărat ar fi vina portarului. Mai degrabă este o neînțelegere. Este o neînțelegere. Da. Și aici i-a fost teamă, i-a sărit mingea. Ceva s-a întâmplat pentru că poarta era goală. Ca să vedeți ce înșelătoare sunt statisticile. N-avem nici măcar șut spre poartă la o asemenea fază în care unii au ratat cu poarta goală. Acolo este Cooper! Ca să vedeți cum e fotbalul și cum e viața câteodată. Și greșește, atenție! Este mingea lui Milošević la mijlocul terenului. Noi să luăm cei buni din faza asta. În primul rând, această pasă a lui Neguț, care este cu adevărat excepțională. Iar finalizarea lui Cooper nu e deloc ușoară, mai ales pe un asemenea teren. Șutează fără preluare, se așează bine pe minge, printre picioarele portarului, dar pasa lui Neguț este excepțională. Fanionul rămâne jos, Cooper, pare gol! Offside. Deocamdată e offside. Nu vom avea vară aici, dacă atât de normal, că, bine, n-am fost anunțați să se fi întâmplat ceva, dar decizia asistentului corectă, faza la limită, probabil. Atenție că nu e offside. După părerea mea, unghiul nu mă ajută, dar cred că Benzar îl ține în joc. Așa cred. Neguț a ajuns să aibă mai multe pase de gol decât goluri. Postolachi în spate! Galează UTA! Cred că e primul șut pe poartă pentru echipa arădeană și prima dată când defensiva Chindiei este surprinsă. Bine, la cât suferă el și echipa implicit, e mult prea puțin. Cu adevărat, mult prea puțin. Deocamdată un gol al egalării aici. Da. Dă bine, lovește bine mingea în plin și centrarea, mingea scoasă bine aici. Mingea scoasă bine. A și lovește bine mingea Ubin. Nimeni aici din defensiva Chindiei. Vine centrarea pentru Popa. Din nimic iese și această fază, frumoasă altfel, centrarea bună. Cred că Popa de mai multe ori bagă mingea în poartă din astfel de situații decât să dea pe lângă, dar mult. Asta e minge, centrare perfectă pentru un atacant. Număr 9 nu e cazul său. E o cauză. Ajunge mingea aici și la cel care a ratat în startul partidei. Cred că se aude fluierul. Se aude fluierul la mingea trimisă în poartă de Milošević. Foarte sigur pe el. Fault. Ce s-a dat? Fault, așa am văzut. Dar ce e în apărarea gazdelor? Nu putea să dea fault totuși așa repede.
Offside, nu fault. Offside, da. Așa mi s-a părut după, cu dreptul, în partea cealaltă, Benzar. Aici e fault. Aici a fost fault. Așa mi s-a părut și mie, vă spun sincer. Mai are ocazie. Încă o dată, bară! Două șuturi, practic, la poartă, la aceeași fază ale lui Anton. Ultimul în bară, dar vă spun sincer, fără să văd faza, adică mi s-a părut destul de clar faptul că a fost fault. Iată faza în reluare. Aici în centru. Păi ce fault. Mi se pare că îi dă un brânci. Îi dă un brânci serios. Orozco este cel care. Mă, ce a urmat? Ocazia lui Anton, bară, amănunte. Fără să joace acasă, practic, în orașul lor. Aici centrarea pentru lovitura de cap a lui Postolachi și este intervenția lui Căbuz. Imensă ocazie ratată de oaspeți, așa cum s-a întâmplat și în prima repriză, să ne amintim, exact înainte să dea golul de 1-0 gazdele. Ce intervenție are portarul Chindiei. Mingea vine de aproape cu pământul. Iese marcatorul din minutul 9, Cooper. A, sau nu, are... Acum a ajuns totuși. Am crezut că iese, dar iese la marginea terenului pentru a-și da jos lănțișorul. Ceea ce e normal, pentru că el nu trebuia să ajungă pe teren cu lănțișorul. După o oră de joc, l-au văzut că era destul de strălucitor, așa. Ajunge mingea acolo, pasă mai departe pentru Cooper! Ce era să mă contrazic în 10 secunde? A fost offside? Nu cred. Nu, nici pomenelă. Nici nu s-a dat, probabil că mi s-a părut mie că a fluierat. A dat rău în minge. Foarte rău aici, lovește. I-a fost teamă, cred. I-a fost teamă. Ridică aici adversarul piciorul, dar... Daniel Popa. Să vedem aici centrarea, Cooper. Ieșea ceva frumos. Putea să iasă ceva frumos. Cooper înscrie două goluri în ultimele două meciuri. Acest ganez născut în Italia, 25 de ani, născut în Italia. Cam că vârsta e chiar corectă. Mingea respinsă de acolo de Erico, dar rămâne la gazde, poziție de șut, colțul lung, respinge rău, Neguț, gol Chindia! Neguț, minutul 81. E acolo. Nu ține nimeni aici pe Neguț, este absolut din Postolachi aici. Cojalari, unde e? Mingea nu e ușoară. Șutul lui Dulca. Și acolo, aici, acțiunea lui Dulca are un rol important. Nu-i ușor șutul, dar nici foarte greu de prins mingea la un nivel de portar profesionist sau măcar de respins mult mai în lateral. Na, nu știu dacă îi mai lasă, dacă e de 30 de secunde, nu e. E gata meciul! E gata meciul! Încă o victorie pentru Chindia, încă o înfrângere pentru UTA. Superliga vă este oferită de Superbet.